Există posibilitatea recuperării o săptămână în vacanța de iarnă în intervalul 30 ianuarie și o săptămână în perioada școală altfel, care oricum n-ar fi putut fi desfășurată așa cum a fost ea gândită. Prin urmare, numărul de săptămâni de cursuri rămâne neschimbat, nu modificăm datele examenelor naționale și obiectivul principal a fost ca două săptămâni care ar fi fost foarte probabil să se desfășoare în online pentru majoritatea copiilor sau pentru toți copiii din țară să fie înlocuite cu două săptămâni în care sperăm că putem veni fizic la școală, atât în ianuarie cât și în aprilie, în cazul în care rata de infectare scade foarte mult. În privința tezelor, decizia nu este una 100% asumată. Aici avem mai multe, dacă vorbim din punct de vedere didactic, una din solicitările Consiliului Național al Elevilor, de exemplu, este să reintroducem măsura de anul trecut cu minim cu două note la fiecare disciplină, indiferent de numărul de ore pe săptămână, soluție pe care o agreem și o vom implementa. În privința renunțării la teze, o vom face doar în situația în care nu avem încotro. Opțiunea noastră în acest moment este să lăsăm tezele, dar vă reamintesc că tezele pot fi date și în ultimele săptămâni dinainte de vacanța de iarnă, până în 20 decembrie, iar la revenirea la școală în celelalte două săptămâni de după vacanța de iarnă să aibă loc reglarea situațiilor școlare, încheierea situațiilor școlare și așa mai departe. Prin tradiție, de fapt, prin regulamentele școlare, tezele trebuie trecute în catalog cu două săptămâni înainte, în condițiile actuale ale regulamentului școlar. Prin urmare, perioada cea mai recomandată pentru teze în cazul revenirii la școală este a doua jumătate a lunii decembrie. Am finalizat o nouă etapă de colectare a datelor de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar cu privire la numărul persoanelor vaccinate din sistem. Și subliniez, vorbim strict de învățământul preuniversitar, nu o să comunic date de la învățământul superior pentru că nu am colectat încă. Față de data de 9 septembrie, când am făcut ultima comunicare oficială pe această temă, numărul persoanelor vaccinate a crescut cu peste 21.000, mai precis 21.352. Ca procent, din nou referindu-ne la numărul de persoane din sistemul preuniversitar, este peste 66%, ceea ce putem spune că începe să devină mulțumitor.